Capitolul 4. Muzicuța. Tataia lucra la fabrica de cherestea din sat. Era foarte priceput. Avea chiar și acasă un atelier unde mereu meșterea la strâng de ceva. Visul lui era să iasă odată la pensie și să stea degeaba. Asta era cel puțin ce zicea, că de fapt își dorea să tot facă lucrușoare din lemn utile prin casă. Tiste dimineață se trezea, se bărbierea în oglinda ciobită pe care o agăța într-un cui în curte, se pieptăna și își dădea cu loțiune după ras. Bob, am și acum în nări acel miros impregnat. Era singura loțiune care se găsea pe atunci la cooperativa din sat. Mirosea oribil, dar pe vremea aceea mi se părea cel mai frumos miros. Tataia era un om bun, liniștit, distractiv chiar, doar că fuma și bea cam mult. Carpații îi avea mereu în buzunar, consuma cam 2 pachete pe zi, iar băutură orice, numai să fie paharul plin. Mamaia îl tot ocăra că ne face de râs în sat, că ne știe lumea de bețiv, el nimic, își vedea de viață. În acea zi a venit tatăl meu în vizită la vreo lună după ce m-au lăsat la țară și au plecat cu autobuzul la oraș. În curte, în fața atelierului, era vărul meu Adrian, să tot fi avut vreo 5 ani pe atunci. Ce face Adrian? Unde e Elena?" a întrebat tata nerăbdător. Ăsta micu se judeca, înciudat și nu voia să-i răspună. N-auzi, Adrian, unde e Elena? E pe aici? Am venit să o iau." A, da? Ce bine!" a răspuns el ușurat. Aia e sus, îi cântă tataia la muzicuță." Tataia avea o plăcere, când bea câte un păhărel, să cânte la muzicuță și să aibă public admirativ, adică pe mine. Eram la melodia Dâmbovița apă dulce, cinte bea, nu se mai duce. Când a năvălit tata în iatacul lui Tataie. Ieșiți, măi, la soare, ce stați aici ca șobolanii? Ce faci, lenuțu, aici? Nu vezi că ăsta e băut? Tataie, culcă-te și lasă-mi fata afară să se joace la soare, nu să stea să asculte un boșoroc ca tine. Tataia a îngăimat ceva, vădit nemulțumit că ne-a stricat mica plăcere și a zis. E, cântam și eu un cântecel. Și ei îi plăcea. Da, hai cu toții la masă să mâncăm. Mărioară, pe unde ești? A strigat el cu putere din cerdac. Pune masa, că avem musafiri.